Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a programului nostru Forum. Discutăm în această seară în emisie directă cu domnul Vlad Dari, președinte a Organizației de Seniori PNL România, filiala Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit la emisiunea Forum. Bună seara. Vă amintesc, dragii mei, așa ca cei care poate se gândesc că domnul Vlad Dari este deputat în primul parlament, în parlamentul semnatarilor actului de independență. Domnul Dari, spuneți-mi, vă rog, astăzi s-au deschis ușile secțiilor de votare în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din România. Eu vreau părerea și opinia dumneavoastră cu privire la, sincer să vă spun, mie teamă că basarabenii noștri, așa cum sunt ei și cum noi de obicei procedăm, așa, las ca să ducă altcineva și nu noi. Aș vrea să vă referiți puțin la importanța acestor alegeri pentru Republica Moldova și pentru România. Dar dacă spunem că este important pentru România, în viziunea mea e tot atât de important, dacă nu și mai important, și pentru Republica Moldova. Din păcate, nimeni nu știm cu exactitate câți cetățeni români avem în Republica Moldova. Sunt cifre cam așa foarte aproximativ, unii spun 800.000, unii peste 1.000.000, unii spun chiar 600.000. Hai să luăm o cifră medie, 800.000. Din ei, spre spunem că jumătate sunt plecați la munci peste hotare, deci rămân 400.000. În mod normal, dacă participau măcar jumătate din ei la scrutinul din România, 50%, noi trebuie să avem o cifră de 200.000. Ai 180.000, 170.000. La ultimul scrutin europarlamentar din primăvara acestui an au participat 60.000, peste 60.000 de oameni. Deci eu cred că este o, cum să vă spun, este un absenteism nejustificat, pentru că majoritatea, eu nu spun că toți, să-l explicăm, că da, nu eu cred că majoritatea din cei care au pașaport românesc în principiu sunt pro-europeni, așa? Da. Astăzi are loc și îndeosebi am avut un eveniment foarte palpitant, aș spune foarte sensibil, alegerile prezidențiale și referendumul la noi. Cei cu pașaport românesc au votat cu Maia Sandu, au votat pro-referendum. Presupunem că e așa. Păi de data aceasta, când vine vorba să participi la alegerile din România, cu atât mai mult că două scrutine sunt unificate, practic, parlamentarele din România și prezidențiale, la o distanță foarte mică, primul tur de parlamentare și de al doilea tur iar e o distanță. Intersectează mai exact. Da, e un ramadan electoral, începând cu a nostru și a mai departe, dar care este avantajul participării masive basarabenilor în acest scrutin? Noi spunem că suntem europeni, vrem o Uniune Europeană. Noi avem pașaport european. Deci noi trebuie să fim cetățeni care, pe lângă niște avantaje care ne le oferă pașaportul românesc, noi mai avem și niște obligațiuni. Nu sunt obligațiuni, pentru că în România, spre deosebire de mai multe țări europene unde votul este obligatoriu, unde prezența la vot este obligatorie, în România nu e obligatorie, ca și în Republica Moldova. Dar dacă tu ești cetățean, trebuie să fii activ. Cetățean activ a statului ăsta. Și cu atât mai mult că noi am primit în virtutea unor circumstanțe istorice, pentru că părinții noștri au fost într-un mod abuziv lipsiți de cetățenie, nu-i meritul nostru personal, că au fost părinții noștri cetățeni români. Deci noi am primit un cadou de la statul român. Și noi trebuie într-un fel să demonstrăm că suntem cetățeni români, iar pașaportul nu l-am luat numai pentru a călători sau a ne duce la muncă. Deci un gest de bunăvoință, de bun simț chiar față de România.
să participăm, măcar așa cum participăm în Republica Moldova. În afară de aceasta, noi, participând masiv la aceste alegeri, dăm un semnal lumii, Europei. Uite, suntem europeni. Noi suntem și cetățenii unei țări europene. Noi participăm la un exercițiu politic foarte important, cum sunt alegerile. Noi vrem să fim reprezentați de cineva în Parlamentul României, să avem un președinte al nostru. De atâta, acest semnal este un semnal care ne ajută nouă să căpătăm și mai mult încredere în ochii europenilor, în ochii opinii publice internaționale. Și trei, hai să vorbim din punct de vedere unionist, 38% din populație, la ultimul sondaj, au declarat că ei sunt pentru unirea Republicii Moldova cu România. Dacă 38% sunt, și asta fără diasporă, dacă 38% sunt pentru unirea cu România, înseamnă că măcar aceștia trebuie să participe la alegeri, nu? Dacă ei vor să ne unim, să fim un singur stat, păi contribuie cu ceva, participă, demonstrează că noi suntem români, prin cifre. 60.000, drept că alegerile europarlamentare din primăvara acestui an au atins o bornă foarte înaltă, în trecut erau 10.000, 13.000, acum 60.000. Dar eu cred că o prezență de data aceasta, nu știu, cred că va fi mai mare, cred eu, pentru că sunt mai interesante, mai palpitante alegerile parlamentare și prezidențiale decât europarlamentare. Cele europarlamentare sunt într-un fel mai abstracte, știți cum. Da. Adică lumea îl știe pe Siegfried Mureșan, pe Rareș Bogdan, care au un cuvânt de spus în Parlamentul European și sunt avocații Republicii Moldova, apără interesele noastre, pentru că cel mai mare donator, cel mai mare partener, aș spune, a Republicii Moldova este Comisia Europeană, este Uniunea Europeană, care anual acordă sute de milioane de euro asistență. Da. Ajută la promovarea reformelor. De data aceasta e vorba de președinte, e vorba de parlament. Și ce se întâmplă? Că fiecare aproape partid important din România are o replică în Republica Moldova, adică un partid cu care are anumite conexiuni. Ei spun că doctrinar, eu nu cred în doctrini, eu consider că în Republica Moldova, pe șcherul politic, încă nu există partid de doctrinare. Ele sunt partide, nu degeaba, dacă ei din 90 încoace, niciun partid nu trăiește până azi. Iată un partid doctrinar, unicul partid doctrinar cu adevărat, și eu am să vorbesc mai jos, în România este Partidul Național Liberal. Și el la primăvară, anul viitor primăvară, împlinește 150 de ani. Este partidul cel mai vechi din Uniunea Europeană. Era britanii conservatorii, dar Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană și acum a rămas PNL, cel mai vechi partid. Și e cel mai important din istorie. Eu n-am strec în revistă că am vorbit cu alte ocazii despre rolul PNL-ului. La noi se perindă să schimbă aceste partide și nu pentru că nu există doctrină. Pentru ce e nevoie de doctrină? Aș vrea ca să ne înțeleagă alegătorii, să nu creadă că suntem snobi și vrem lucruri sofisticate pe care nu le înțeleg și nici măcar mulți lideri de partid din Republica Moldova. Da. Noi venim cu lozinci, Uniunea Europeană, da? Sunt niște proiecte, niște planuri, noi vorbim de diferite lucruri, cum integrarea europeană, lupta cu corupția, reforme, dar aceasta nu substituie. Chiar și idealul unionist, el nu-i doctrină. El este un ideal, dar doctrina este un set de idei. Și acest set de idei se promovează în toate domeniile, și în creația legislativă, și în guvernare, pretutindeni, și oamenii aceștia toți gândesc la fel. Și din tată în fiu transmit acest crez, această apartenență la o familie, de exemplu, liberală, conservatoare, social-democrată. Și vreau să vă spun că Partidul Național Liberal, de-a pururea, încă de la momentul creierii, întotdeauna a fost partidul care a venit pe marele idei liberale care au fost lansate în spațiu public de către mari gânditori francezi, Montesquieu, Diderot, Voltaire, care au spus că omul trebuie să creeze statul, cetățeanul trebuie să creeze statul, cetățeanul este mai important, fiecare individ e mai important decât statul,
și cetățenii trebuie să alcătuiască o Constituție, să o semneze prin votul său la referendum și statul să fie controlat prin intermediul societății civile de către cetățean. Și iată, atunci, asta e o concepție liberală, de aici se pornește tot, ea a fost îngemănată și cu reforma bisericească când a apărut protestantismul, tot cu ideea asta, care a discătușat economia, a contribuit la dezvoltarea economică, nu degeaba partea nordică și nord-vestică a Europei, unde este protestantismul, dar nu catolicismul, acolo s-a dezvoltat economia mult mai mult și chiar astăzi aceste state sunt mai mult dezvoltate din punct de vedere. Eu descătușat dogmatismul ăsta, l-au înlăturat autoritarismul Vaticanului, papei de la Roma, dogmele acestea precum puterea e dată de Dumnezeu. Oamenii au spus că nu e dată de Dumnezeu, puterea o alegem noi, noi alegem guvernele, președinții și îi punem în serviciu societății. Iată, acesta este liberalism. El, în primul rând, se axează pe liberalismul economic, care întotdeauna apărat interesele oamenilor de afaceri, business-ului mic, mijlociu, marelui business, întotdeauna a fost pentru o impozitare, cota unică de impozitare, adică un singur impozit, nu cum vor socialiștii, social-democrații. Pentru cei săraci, 0, pentru cei puțin mai bogați, 5, și mai departe. Aceasta întotdeauna înăbușă libera inițiativă, libera concurență și îi face pe oamenii de afaceri neinteresat să dezvolte mai mult, pentru că îi înădușă la urmă la iceberg, când ei se îmbogățesc, atunci îi înădușă impozitele. Și pe de altă parte, acest lucru naște o tendință de a mai bine a fi protejat de stat decât să te apuci tu de afacerile tale. Pentru că hai să luăm Partidul Social Democrat din România. În fiecare localitate ei au zeci, dar chiar și sute de asistați sociali. Eu îi văd pe la alegeri, mă duc des încolo cu șapca asta roșie PSD, cu găleata PSD, cum îmblă, oameni puternici, nu-s bolnavi, ei s-a asistat social, sub diferite pretexte, fiecare primar are o armată a lui de asistați, fiecare consiliu județean și îi pune în funcție și ei lucrează foarte activ pentru partidul său. Deci măcar nu-i partid social-democrat doctrinar, că aceasta nu-i social-democrație, asta e partid asistat social. Partidul asistaților sociali. Nu confundați cu PAS, că iese tot abreviatura asta, PAS, Partidul Asistaților. Păi dacă luăm așa, nu, interzis să vorbim despre flori, interzis despre culori, interzis să vorbim despre dacă ne conducem. Și până la urmă, iată, un partid doctrinar, PNL-ul, se menține pe piața politică, pe arena politică, 150 de ani. De atâta că el promovează nu interesă, nu promovează anumite idei de moment, ei promovează un set de valori puternice și o bună parte de societate se regăsește în acest partid. Tu când vii cu un mesaj, știi cu el adresezi. Tu când aperi interesele prin creația legislativă, prin guvernare, tu știi că aperi interesele economice ale țării. Da. Vreau să vă aduc un exemplu. Cât timp a fost, dar el a fost până în 2023, Ciucă, prim-ministru al României, el a fost primul prim-ministru care a reușit prin guvernul său să absorbe 90% din fondurile europene. Până atunci se absorbea 60, maxim 70%. Ia că acum, iară, prin 53 de milioane le-au pierdut cu energie, încă pierd pentru că nu reușesc să absorbe. El a reușit totul, mai mult decât atât. A adus cele mai multe investiții în România post-revoluționară, adică de la 90 încoace. Eu vreau o precizare, un pic ușor, sau eu n-am fost atent, sau să înțeleagă telespectatorul, în cazul nostru, alegătorul. Deci, i-a reușit lucrul ăsta domnului Nicolae Ciucă, care era până în 23, ați spus, prim-ministru. Da. Până la mijlocul prim-ministru, precizare, prim-ministru în România, pentru cetățenii noștri, vă amintesc, este președintele Partidului Social-Democrat. Da. Ei s-au schimbat în baza acordului. Așa a fost înțelegerea. Partidnic s-au schimbat anul trecut la mijlocul anului. Și vă duc mai departe. Dacă pe timpul lui Ciucă era
România lider pe primul loc la ritmul dezvoltării economice, 8% aproape, nu a avut nimeni în timpul ăsta asemenea creșterea produsului intern brut. Pe timpul lui Ciolacu suntem pe primul loc în Europa la inflație. La inflație. Iată două. Și 1,3-1,4 va fi creșterea economică. Iată abordarea liberală față de economie și iată abordarea, nici nu pot spune, social-democrată. O abordare foarte aproximativă care se ține mai mult pe populismul social. Pentru că duceți-mă în România într-o localitate și nu, eu am fost la Olănești, am băut apă la băile Olănești și undeva la mijlocul lunii ies în stradă, îi văd, au pensiuni, au bani, oameni voinici, tu n-ai primit indemnizație, dar nu n-a fost poștașul, dar eu încă n-am primit, dar eu am primit deja, dar cum așa? Oamenii ăștia își mai scriu averile pe altcineva, afacerile și ei sunt. Și asta e o armată. Când vin alegerile, este o armată puternică, închegată, bine, cu interesă, foarte așa. Bine. De atâta vă spun. Viitor are o țară condusă de partid liberal, liberal-conservator, care face parte din ideea populară. Are viitor economic, are și viitor politic și se integrează în Uniunea Europeană ca lumea și devine o forță. Uitați-vă la Polonia, care nici nu vrea să audă de socialism. Uitați-vă de Polonia, cât de mult s-a dezvoltat. Ea care a venit alături de noi, din sistemul comunist, din Caier, din tratatul de la Varșovia. Uitați-vă ce armată, cum s-au înarmat. Ei acum au cumpărat atâtea avioane F-35. România de-abia acum încheie acordul, contractul cu americanii pentru 32 și vor fi anii 2030-2031 primele avioane. Deci ei s-au înarmat. Ei știu ce înseamnă pericolul rusesc. Pe când aici în România s-au tergiversat. Practic România, dacă Europa, cum a spus Trump data trecută în mandatul primului mandat, că Europa s-a culcat pe ureche, nu vrea să înarmeze, nu vrea să coparticipe la eficiența NATO, așa el a avut dreptate. A avut dreptate pentru că Germania mai ales, acele 3% au coborât unele state la 0,3%. Păi acum România, una din primele, a ajuns la 3%, dar România era cu niște miguri 21, numai două miguri 29 date de noi în 92, când era conflictul, am avut nevoie de alt gen de armament și am dat două miguri. Și asta era mig 29, cel mai performant. Cum poți stai tu? Flota în general a fost distrusă toată. Lumea spune că a fost vândută de oricare Petrov, dar mă rog, dar fără flotă, fără aviație militară, fără tancuri moderne. Și asta era 3-4 ani în urmă. Domnul Dare, dacă e să vorbim, două momente la care aș vrea să ne referim concret, pentru că ușile s-au deschis astăzi la secțiile de vot. Venim chiar întream la secție. Cetățeanul trebuie să știe ce are de făcut, ce, pentru cine să-și dea votul. Tradițional, în Republica Moldova, basarabenii, pentru că ei sunt cei pătimiți, dacă am spune, tot ce este legat de Rusia, moldovenii basarabeni sau românii basarabeni, basarabenii români, votează împotrivă. Acum ne întoarcem în România. Eu vreau să vă întreb, pentru că există partide care se supără, apropo, se supără pe emisiunea Forum și pe moderatorul emisiunii, nu știu de ce. Eu vreau să vă întreb, domnul Dare, dacă există suspiciuni că mai devreme sau mai târziu sau prin discursurile unui partid politic, noi înțelegem că există legături cu Rusia, atunci ce dovadă mai trebuie și ce argumente ar mai trebui pentru electoratul din Basarabia ca să nu voteze acest partid? Bun, pornim de la faptul că aici trebuie dovezi, pentru că altfel poți fi învinuit, dar eu noi știm cu dumneata foarte bine, în primul rând, liderul AUR, Simeon, este persoana non grata în Republica Moldova și în Ucraina. Putem noi să-l
suspectăm în atitudine urâtă față de Rusia, dacă el e non grata în Republica Moldova și Ucraina, două țări care luptă au război hibrid cu Rusia. Da. Deci nu mai vorbesc de anumite afirmații, că s-a întâlnit undeva, astea trebuie demonstrate. Dar cum, iată, faptul că el e persoana non grata în aceste două țări e un lucru demonstrat. Mai departe, Șoșoacă este o prorusă evidentă și totală. Nu, eu fac glume în timpul emisiunii. Este parlamentarul care a cântat Catiușa în parlamentul. E parașută rusească, dar eu îmi spun dronă rusească, bine, dar... E mai la modă, De unde e venită ea? Nu din aur. Putea ea să fie în aur un partid naționalist românesc, cum se numesc ei, dacă ea nu avea relații, ea la ambasada rusă e permanent acolo. Da. Deci, și cum s-a comportat ea în Parlamentul European, cum s-a comportat când a vorbit Zelenski prin intermediul televizat, când a vorbit el în parlament. S-a comportat foarte urât. Deci, nu numai Șoșoacă, dar și George Simion. Și da, și s-a mai găsit acolo. Și cum poți tu, când Ucraina ne apără pe noi și într-o măsură poate mai mică, dar și pe România, tu să fii categoric împotriva Ucrainei, să-ți amintești acum de Bucovina, da, există probleme spinoase, dureroase, dar România a avut tot timpul din lume să trateze problema Bucovinei și a Basarabiei de Sud cu guvernele din Kiev tot timpul. Și să facă ceva pentru oamenii de acolo, pentru că să schimbi violent frontierele nu-ți permite nimeni, numai Putinia că poate. Dar ei sunt membrii a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa, care recunoaște frontierele, care consider că frontierele nu pot fi violate în niciun caz. Și până la urmă, asta demonstrează încă o dată că atitudinea față de Ucraina, cred că e o hârtie de turnesol care arată foarte bine cu cine ești, cu Occidentul sau cu Rușii. Pentru că, în primul rând, România... Mai necesită oare alte argumente, alte dovezi că acest partid nu poate fi crezut, cel puțin la această oră, pentru că în zădar s-au supărat unii telespectatori, s-au nu supărat mai, pe declarația. Nu mai atrage atât atenție la supărările lor, că le-am avut tot timpul și lasă-i să supere, că dacă se supără înseamnă că noi am vorbit lucruri adevărate. Și vreau să vă spun un lucru, că evident, dacă erau niște acțiuni concrete, că s-a întâlnit, a făcut ceva, eu n-am dovezi, eu nu pot spune. Eu nu sunt procuror, eu nu sunt jurnalist de investigație, cei de investigație vin cu probe. Dar faptul că este evident un partid prorus și face parte din suita asta de partide, cum este cel din Austria, cel din Alternativa din Germania, Italia. Le Pen din Franța, Italia, și care așteaptă acum o victorie a lui Putin, că eu mă tem că dacă câștigă cumva Putin, Doamne ferește, și parcă nu vine a crede, dar într-o ipotetică victorie a lui Putin, eu cred că toate partidele astea vin în ascensiune și multe țări chiar iau puterea, de la Lisabona până la Vladivostok. Da. Pentru că lupta, războiul lui Putin nu e războiul între două popoare slave, între ruși și ucraineni. Nu este, dar este războiul între două sisteme, între sisteme democratice, unde șefii de parlamentele, guvernele, puterea este aleasă de popor în mod democratic și dictatorii care ei singuri se instalează pe viață prin diferite șeretlicuri, cum ar fi Rusia, Iran, naturale. Corea de Nord, China, lasă-mă de poporul chinez în judecată, spun că e dictatură. Am fost două săptămâni și m-am convins eu că e dictatură comunistă, nu e altceva, nimic. Da, au o minune economică, au făcut lucruri foarte mari, foarte frumoase. Domnul Dare, noi din clipă... Dar hai să revenim la alegeri. Asta vroiam. Din clipă în clipă intrăm în pauză. Așa sunt televiziunile moderne acum, cu aceste pauze, fără ele nicăieri. Și când revenim, vreau să vă gândiți la următorul aspect al discuției noastre. Îndeajuns s-a vorbit, s-a explicat alegătorului din Basarabia situația din România. Eu când spun România, eu spun și am în vedere și Basarabia. Sau urma să se mai întâmple ceva, pentru că
îți creează impresia că dacă în România campania electorală, agitații, chestii, la noi nu știu cum așa parcă liniște. Dar aceasta după o mică pauză. Pauză. Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii Forum. Vă amintesc, invitatul emisiunii este Vlad Dare, semnătarul actului de independență a Republicii Moldova, președintele organizației de seniori PNL România, filiala Republica Moldova. Discutam, desigur, că despre alegerile ori astăzi s-au deschis secțiile de votare în Republica Moldova, unde posesorii sau cei care au redobândit cetățenia României au dreptul, dar și obligațiunea, cum vă spuneam de vreo săptămână, vă tot spun una și aceeași, principală obligațiunea de a participa la scrutinul prezidențial, apoi peste o săptămână și cel parlamentar din România. Și vă întrebam, domnul Darie, dacă mi s-a, sau poate că eu aș vrea să greșesc eu, dar mi s-a părut că prea liniștită, nu știu cum, decurge campania electorală în Republica Moldova. Ce să vă spun, noi suntem liniștiți de 200 de ani. Așa. Da, pentru că Imperiul Rus, apoi cel sovietic, s-a perfecționat. I-au transformat oamenii noștri întâi în, nu știu ce, om care nu participa nici drepturi, nu avea la nimic, iar pe urmă homo sovieticus, pentru că mie îmi pare, uitați-vă ce se întâmplă, se duceau părinții noștri la votare, era muzică, dacă țineți acum minte, cânta fanfara, era bufet, beri, bufet, chestii, vota. Niciodată nu știe pentru cine votat, că era omulgătoare, ori nu știu cine, nici nu știa numele. Nu erau, nu erau nici din Republica Moldova, dar nici măcar. Nu știai. Și pe urmă se duceau la bere și râdeau. Dar ții minte când era pe timpul românilor, că erau țărăniști și liberali și trăgeau ăștia într-o parte. Și ea că el de lucruri normale râdea. Păi da. Dar de lucruri anormale îi părea că e ceva firesc, înțelegi? Și nu credeți că inerția asta nu a rămas, chiar dacă se mai schimbă generațiile, lucrul ăsta se schimbă foarte greu. Da, s-o creată, e ca acum alegerile astea și mai înainte, se mai creează niște stări emoționale când lumea înțelege, dar nu toată înțelege, pentru că chiar alegerile astea atât de importante când între Maia Sandu și Stoianoglu și referendumul pentru destinele noastre, când ei participarea e o cifră joasă. Primul tur 50%, e foarte joasă. Eu țin minte după anii 90, primele alegeri libere, 75, aproape 80 participau. Acum tot mai puțin și, din păcate, tineretul aproape că nu participă. Dar hai să revenim la candidații pentru care trebuie azi încă până la ora 9, mâine și poi mâine să votăm. Da. Eu vreau să vorbesc de președintele partidului din care fac parte, de Nicolae Ciucă. Vreau să vă spun că l-am cunoscut personal, chiar la ultima lui vizită la Chișinău. Am avut onoarea să fiu ghid, le-am făcut o excursie la cimitirul central și le-am arătat câteva, că nu poți pe toate, că sunt în diferite locuri, dar câteva morminte a oamenilor celebri. I-am dus la câțiva membri Sfatului Țării, la Ion și Doina, Aldea Teodorovici, Grigore Vieru, Moșanu și Snegur. Că ele sunt toate aproape la un loc acolo. Mai sunt și altele, chiar nu departe, dar era timp că aveau întâlniri mari aici, la Chișinău. Și vreau să vă spun că l-am descoperit pe Ciucă, pe care îl știam militaros, așa știți, dur. E un om foarte cald, un om cu un suflet foarte mare. Uite, când ne-am apropiat de statuia lui Grigore Vieru, a venit fiul lui Grigore Vieru, Călin, și a dus o carte rară făcută cu manuscris, cu scrisul lui Grigore. Credeți-mă că el s-a uitat la statuia care stă în picioare, că uite, Grigore stă în picioare, că se ne vadă pe toți ce facem. Și-a recitat cu lacrimi în ochi, ușoară, maică, ușoară. N-am așteptat, vă spun cinstit, de la un om care e general de armată, care părea atât de dur, el are o inimă foarte mare, credeți-mă, e de o bunătate rară, poate e prea bun, dar eu cred că avem nevoie de asemenea oameni care combină disciplina, credința, onoarea, slujirea
țării, a patriei și, pe de altă parte, și bunătatea sufletească. Nu oameni de ăștia care nu au nevoie de nimic, pentru că el are o empatie colosală. L-am văzut, l-am simțit. Acum, despre program. Un program sunt vreo 7 puncte, dar eu aș vorbea să vorbesc doar de două. Unu, dezvoltarea economică, ne-am oprit puțin și am spus că a fost prim-ministru și a demonstrat, a avut cea mai mare creștere economică, a avut cea mai mare procent de absorpție a fondurilor europene, a adus cele mai multe investiții în țară. Creșterea economică a României atunci s-a datorat capitalului străin, adică care a venit în România. Atragerea investițiilor. Pe când socialdemocrații, Ciolacu, cum a venit, a început să mărească pensii și salarii. Parcă face un lucru bun, socialdemocrat, cu tare, dar orice creștere, orice economist, chiar și neeconomist care pricepe cât de cât, știe că orice creștere de salarii trebuie să fie rezultatul creșterii economiei. Dacă nu e creștere economică și tu crești salarii, începe inflația, cresc prețurile și degeaba măgești omul că îi mărești cu 102 de lei pensia ori salariu când prețurile se dublează. Eu am fost în România când cumpăr mai mult medicamente de acolo și am văzut acum cu 3 săptămâni în urmă prețurile la medicamente aproape că s-au dublat în ultimii 2 ani. Deci nu vă bucurați când ne majorează nejustificat salarii la presiunile sindicatelor, la demonstrații, greve, pentru că inflația acoperă orice, anihilează orice creștere de salariu. Și acum, deci el și-a demonstrat capacitatea. Liberalii au un proiect pentru a relansa evoluția pozitivă economică a României. România în timp scurt, iată, vine Ciolacu și spune, eu am să construiesc cale ferată cu ecartament european. Lucrul ăsta e făcut în guvernarea lui Ciucă. Toate proiecte, toată documentarea, toate proiectarea, tot e făcut. Am înțeles, dar vreau să genul, tot fundamentul. Tot așa. Nu, dar vreau să mai spun altceva, pentru că România nu o să construiască de grabă calea asta ferată. În România, calea ferată e aproape de evul mediu. Știți care e viteza medie a trenurilor de pasageri? 38 de kilometri la oră. A trenurilor de mărfuri 17 km la oră. Pentru că ele trebuie să dea drumul trenurilor de pasageri și așa mai departe. Ei n-au modernizat. Acum el a spus-o în euforie că a cumpărat un tren electric București-Brașov. Da. A doua zi era de acum reparații. București-Brașov și îl facem până la Chișinău. Asta e New Vasichei care l-a citit pe el și Petrov. Cei drept și Lasconi care-i dobă de carte cu ghilimele de rigoare. Au spus că ea să construiască cale ferată până la Chișinău, crezând că la noi încă nu e cale ferată. Trebuie să-i comunicăm, doamne, la Lasconi, că mai este și aeroport și mai zboară și avioane și mai avem magazine și adică nu suntem chiar. E probabil nu cunoaște nimic și am simțit acest lucru. Nu cunoaște nici cultura, nici istoria noastră ca lumea. Chiar am auzit și în politica externă, doamne ferește să devină președinte. Ea declară că chiar Hezbollah și Hamasul ăsta nu pot vorbi omenește, știi, ca la piață. Nu pot vorbi omenește. Trebuie să înceteze violențele și Israelul și Hezbollah. Cum pui tu o țară care a fost atacată în mod barbar, atâta lume a fost omorâtă, atâția oameni luați ostate, și spui pe același cântar cu Hezbollah și Hamas și să-i învinuiești pe unii și pe alții de violențe. Când e dreptul legitim a țării la apărare în acest caz. Da. Așa. Dar mă rog, dar este un compartiment foarte important unde chiar numai Ciucă poate fi la înălțime. Este vorba de securitatea țării, apărarea țării, pentru că dacă cândva noi vorbim așa mai abstract de aceste lucruri, acum situația este foarte complicată. Vreau să vă spun că situația e mai gravă decât chiar la începutul războiului. Asta vreau eu să zic, ea se complică. Chiar la început, pentru că
Nu vreau să critic acum după ce a pierdut alegerile echipa lui Biden, dar Biden iarăși cu, sub influența progresiștilor care sunt frați cu USR din aripa stângă din Partidul Democrat au pus presiuni. Ei susțin Palestina și Hezbollah și Hamas în conflictul cu Israelul. Ei simpatizează cu Rusia. Un fel de neomarxiști așa mai... Da. Mai sofisticați. Da, sofisticați și nu mai deschidem parantezele că e mult acolo de spus. Da. Dar vreau să vă spun că dacă la modul serios România nu se apucă de producerea armamentului modern, pentru că scumperi, știți câte miliarde plătești pentru avioanele astea în România? Extraordinar, peste 30 de miliarde, pentru că acolo intră tot și logistica și repararea și învățarea pilotilor, instruirea piloților și așa mai departe. Bani enormi, care vor fi clar că plătiți în ani, nu acum, cu timpul, dar România cândva avea producții, da, mai proastă, dar acum se modernizează, vor să investească firme din Germania militare, din alte zone, chiar au fost lăsatul mare Rheinmetall din Germania, au fost de acum, au văzut condițiile, au văzut ce specialiști au, pentru că au avut cândva fabrici de armament pe acolo, au mai fost în alte zone a României și România poate produce și România trebuie așezată din punct de vedere militar, pentru că e o situație foarte stranie acum, de atâta e nevoie de capul și experiența lui Ciuc acolo. Pentru că, închipuiți-vă, era cândva cinci țări care au armă nucleară și mai departe niciun pas. Acum Israelul are, în Belorusia Putin a dat, mai sunt țări care aproape, Iranul, de exemplu, e foarte aproape de a avea armă nucleară, Coreea de Nord și așa mai departe. Din momentul când s-a scăpat de sub control proliferarea armei nucleare, nici NATO nu mai ai nevoie. Dincolo de toate, marile puteri occidentale au făcut o greșeală fatală și o lipsă de principialitate, pentru că ei tare se temeau cu Uniunea Sovietică. La momentul imploziei URSS se formează mai multe state și ieșeau undeva cel puțin patru state, Rusia, exact Rusia, Kazahstan, Ucraina și Belorusia. Și Ucraina a cedat de bunăvoie armele nucleare, dar prin memorandumul de la Budapesta 1994, Franța, Marea Britanie și Rusia, Statele Unite a 3-a și 4-a Rusia garantau suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Acum Ucraina ce poate spune? Îmi fac și eu armă nucleară pentru că n-am voi niciun sprijin n-am de la voi. Că a fost trădată Ucraina. Hai să... Mai departe, Biden prin politica lui a trădat Ucraina pentru că el a dat cu țâră. Eu și-o bătut joc, practic, de oamenii ăștia care au luptat. Pentru că, da, ei au rezistat într-o măsură oricare, însă acolo în Partidul Democrat a avut câștig de cauză politica lui Burns și Sullivan, secretarul, consilierul în probleme de securitate națională și șeful FBI, care s-au întâlnit de câteva ori cu Putin înainte de război și i-au promis, noi în Ucraina nu-ți facem nimic, dacă nu te duci mai departe peste NATO, noi vom face că niciun obuz să nu cadă pe teritoriul, nicio rachetă pe teritoriul Rusiei. De atâta și nu s-a dat voie să împuște, de atâta și nu s-a înarmat, pentru că după... Eu aș spune altfel, să spunem lucrul ăsta, de atâta Putin și-a permis și își permite în continuare să acționeze exact așa. Pentru că avea garanții că el nu va păți nimic. Într-un poem, marele nostru poet Dumitru Matkovski avea o frază și tot timpul mă gândeam ce înseamnă oare asta, dar acum am înțeles. Așa. Și Europa e trădătoare. Trădătoare este o trădare a Ucrainei. Pentru că, uitați-vă, față de Israel e cu totul altă atitudine. Ei nu vor lăsa acolo Palestina, Hezbollah, Hamas să câștige împotriva Israel. Dar aici teoria a fost că să nu-i dăm voie Ucrainei să piardă. Dar nimeni nu a pus problema că să facem ca Ucraina să câștige, dictatorul să fie la punct. Pentru că dictatorii ca Putin înțeleg numai de forță.
forță dură, brutală. De aici așa, de atâta și revin la Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă e capabil pentru că una din funcțiile cele mai importante ale președintelui este securitatea, apărarea țării. El este comandantul suprem armatei. Eu mă închipui la Sconi comandant suprem al armatei. Cred că ea se duce și semnează la, în Palestina ori în altă parte actul de capitulare României imediat, dacă nu cunoaște. Dar... Glumim. Cred că Nicolae Ciucă este omul care știe toate lucrurile astea, care a participat în calitate de ministru, înainte de asta în calitate de șef a statului major, la toate reuniunile internaționale cu caracter din domeniul militar, din domeniul securității, cunoaște toate, toate subtilitățile din acest domeniu, are experiență, cunoaște oamenii. Trump, am auzit, îl susține pe Nicolae Ciucă. Este adevărat că n-au venit cu explicații de ce, pentru ce, dar au dat de înțeles că în România ar fi de dorit președinte să fie Nicolae Ciucă. Eu zic de noul președinte ales, de Trump, administrația. Eu, să vă spun cinstit, eu nu vreau, sunt sondaje, îl arată pe Ciolacu în frunte tare, eu nu știu cum partea dreaptă a Prutului, Moldova din partea dreaptă a Prutului votează cu dânsul și cum ar vota moldovenii la noi, când el a spus răspicat, dar nu mă luați în râs, eu nu sunt moldovan, nu mă faceți de râs, adică știi, mă închipuiți... Așa a zis? Da, era într-o campanie la Buzău, cine a spus că Buzău cândva era... O vreme a fost în Moldova, poate sunteți moldovean. El e altă minoritate. Dar el a spus că, Doamne ferește, dar nu mă faceți de râs, Doamne ferește, eu nu sunt moldovan. Pentru asta el n-a trebuit să aibă niciun vot, vă spun cu toată sinceritatea. Și lucrul ăsta e documentat. Eu nu știu cum de mai ia voturi. Oamenii ăștia n-au demnitate. Păi exact ceea ce vă întrebam eu, domnul Dari. Vă întrebam, mie mi se pare că, nu știu cum superficial, s-a însăielat campania electorală nu numai în Republica, dar văd că și în partea dreaptă a Prutului. Știți cum e? Partidele, când e doi candidați, e altceva, dar când vin partidele, fiecare are niște interese, niște rude, niște prieteni, unul candidează și lumea se mai dispersează, dar eu vreau să mă adresez alegătorilor din Republica Moldova. În primul, cei care aveți pașaport românesc și n-ați fost până acum la alegeri, dar demonstrați odată că n-ați luat pașaportul numai din interes meschin, că să vă duceți undeva, că asta cum... Eu nu știu, odată și odată ori face regulă. Iată, omul care candidează, șeful departamentului relației cu a României cu Republica Moldova, Adrian Dupu, a declarat acum în câteva rânduri, ultimele zile, că el lucrează împreună cu un grup de experți asupra unui document ca cetățenie română să fie dobândită maxim într-un an de zile, nu mai mult. Să dubleze numărul de funcționari, să deschidă filiale, dar să facă ca oamenii au dreptul lor constituțional să nu mai stea în rând, să nu mai dea bani pe la diferite firme și într-un an de zile obligatoriu să primească actele de cetățean a României. Dar noi, hai să demonstrăm că n-am luat actele astea numai din interesul obscurii, dar am luat actele de atâta că suntem cetățeni români, ne mândrim cu acest lucru, simțim apartenența noastră la poporul român, participăm la aceste alegeri și alegem cel mai bun candidat, cel mai mult partid care va putea guverna. Credeți-vă, votând cu Nicolae Ciucă, votând cu Partidul Național Liberal, o să faceți un act de patriotism. Pentru că nu e vorba din interes de partid îngust, că cineva trage la un partid sau la altul, dar atât de evidente sunt avantajele pe care ni le oferă candidatura lui Nicolae Ciucă. El din toate punctele de vedere e mai ușor să conducă țara. El e pregătit în dimensiunile politică externă, el e pregătit în dimensiunea apărare, securitate. La urmă și engleză. Da, el a fost prim-ministru și a avut rezultate remarcabile, nu ca Ciucă. Da. Cu ce argumente mai trebuie? De care gen? Că eu aud populism. Hai să votăm cu la Sconi, chiar nu a fost la guvernare. Dar pe mulți, nici eu cu dumneata, domnul... Da, sigur că n-am fost. Domnule, n-am fost la guvern. Hai să ne aleagă lumea. Alegeți cel mai argument. Bun, văzând calitățile lui. Și omul trebuie să fie verificat, că l-am avut, nu vorbesc de rău de Chertoacă, dar l-am avut primar
fără să conducă cu unitate, fără să fie un șef de departament undeva, și am văzut că lipsa de experiență creează monștri. Da. Că de acum în Chișinău nu mai puteai respira de mirosul de la acolo și trotuarele erau bombardate. Eu nu spun că acum e tare bine, dar e mai bine decât a fost, vă dați seama. De atâta, hai să ne gândim la oameni care au trecut careva. Om a fost șeful statului major, om a fost ministru apărării, om a fost prim-ministru. La toate etapele a avut rezultate vizibile, chiar remarcabile, ar spune. România de mulți ani n-a avut asemenea creștere economică pe care a avut-o pe timpul guvernării PNL împreună cu PSD în coaliții, dar în frunte cu Nicolae Ciucă, prim-ministru al României. Repet, Ciucă înseamnă creștere economică, primul loc în Europa, Ciolacu înseamnă primul loc în Europa la inflație. Aveți de ales pe cine puneți în fruntea țării. Din păcate, trebuie să intrăm iarăși într-o pauză publicitară și revenim în câteva clipe. Am revenit în studioul emisiunii Forum, dragi privitori și ascultători. Vă amintesc, invitatul emisiunii este domnul Vlad Dare, președintele organizației de seniori al Partidului Național Liberal din România, filiala Republicii Moldova. Continuăm discuția, vorbim desigur că despre alegeri și tot vorbim, tot spunem. Știți ce vreau să vă... Aveți perfectă dreptate ceea ce ați comunicat, domnule Dare, cu privire la candidatul Partidului Național Liberal, generalul lui Ciucă, dar poate că e părerea mea subiectivă, dar vreau să vă spun, mi-se creează impresia că cel mai bine este cunoscut dintre românii eurodeputatul domnul Mureșanu. Și aș vrea, dumneavoastră sunteți membru a partidului, poate suntem ne spune. Colegi. Da, sunteți colegi. Într-adevăr, noi avem 2 eurodeputați, sunt mai mulți, da, dar 2 sunt foarte cunoscuți, au fost des în Basarabia, e vorba de primul vicepreședinte al partidului, renumitul jurnalist Rareș Bogdan, care este un orator minunat, un ideolog, aș spune așa, a partidului, și Zichfried Mureșan, un economist de forță, un finanțist, care ocupă funcții importante, acum chiar foarte primul adjunct a președintelui Comisiei Finanță și Buget a Comisiei Europene, adică prim viceministru a Guvernului Europei. Vă dați seama, și toate fondurile pentru Republica Moldova, de preaderare, vin prin trânsul. El le gestionează, el face comisii să vadă pe cât. Și eu la prima vedere... N-am știut nici eu și bănuiesc că nici telespectatorul nostru n-a cunoscut lucrul ăsta, că este în astfel de funcție înaltă. Dar pentru noi, basarabenii, este cunoscut prin faptul că se bucură de succesele. Eu mi-amintesc și vă amintesc și vouă. Când a fost semnată cererea de aderare, 2 personalități marcante, Mureșanu și Iohannis, s-au bucurat cel mai mult că Republica Moldova a fost acceptată. Domnul Smolnețchi, ei s-au bucurat de munca lor, pentru că a început războiul. Uniunea Europeană a făcut un act de curaj și a propus Ucrainei să devină candidat la aderare. Și a văzut că și Republica Moldova mai există și ea e tot în pericol. Și i-a propus și Republicii Moldova. La Chișinău era un fel de disperare. Nu știu ce să facă. Da. Și iată, România a intervenit și primul, Zichfried Mureșan, care a format repede un grup de experți, au venit, au alcătuit și cererea și rapoartele care trebuiau. Și undeva într-o săptămână a făcut totul, pentru că erau disperați mulți în politică, novici, nu prea știau, nu aveau experiență, chiar undeva vreau să refuză, zic că noi mai așteptăm o jumătate de an. Da. Și clar că Iohannis și cu Zichfried Mureșan s-au bucurat de succesul lor, iarăși liberalii au făcut treaba asta. Dar vreau să vă spun că dincolo de actul ăsta de aderare, Mureșan tot timpul a fost în Comisia de Finanță, a ocupat funcții foarte înalte acolo. El e o persoană care ia decizii acolo. Și toate ajutoarele care au venit, toate investițiile care au venit din Comisia Europeană, dar au venit sute de milioane de euro anual, la toate a fost omul care tot timpul a pledat cauza Republicii Moldova. El mi-a povestit că
Zice, m-au întrebat într-un moment, dar dumneata ești din Republica Moldova, da? Zice, nu. A, ai ceva buniei? Zice, nu, n-am pe nimic. Dar de ce pledezi cauza Moldovei mai tare decât a României? Și, într-adevăr, basarabenii cunosc lucrul ăsta, simt. Da. Și eu vreau să vă spun că când votați pentru Ciucă, votați și pentru Siegfried Mureșan, pentru că el e, cum e... ministrul finanțelor a Europei, practic, e prim vice-ministru, că președinte, de cu acolo nu sunt ministerii, sunt comisii. Și el e un om de o cum se cădenie rară, e un inocent, un om rușinos, nu-i trebuie slavă, el tot timpul face, iubește Moldova la infinit, eu nu știu de unde e dragostea asta, pentru că mai sunt și alți europarlamentari, da, vorbesc, fac, dar Siegfried Mureșan e deosebit și basarabenii simt căldura, empatie asta și de atâta tot timpul chiar cer. Eu m-am întâlnit în campania asta electorală că tot timpul cereau să vină la întâlnire anume Siegfried Mureșan. De ce nu alții? Pentru că el e solicitat în toată Europa. Da. Nu, noi știm că el face cel mai mult pentru Republica Moldova. Și iată... Sărabenii zic că este de-al nostru. Da. Eu nu vreau acum să fac prea multă agitație că prea mult strică, dar vreau să-i întreb. Puneți alături un eurodeputat de la PSD care a făcut măcar un sfert din cât a făcut Siegfried Mureșan. Găsiți, spuneți. Eu propun, domnul Dare, în continuare să invităm să participe la emisiuni și telespectatorii prin intermediul, desigur, că telefonic. Am să rog regia să conecteze aparatele de telefon, asta vroiam să vă rog, numerele de telefon pentru radio ascultători, vă amintesc 022 prefixul de Chișinău. Și două numere de telefon foarte simplu de memorat, 922-722 și 922-422. Mare... Poate îi aud pe foștii mei telespectatori de la Catalan, încă telefonam, era interactiv, era foarte emoționat. Eu țin minte, da, acum. Vă amintesc? Da, vă rog, vorbiți. Bună seara! Domnul Smălnițchi? Eu sunt. Sunt Adrianu și salut și invitatul dumneavoastră. Domnul Vlad Darie. Da, eu nu știu dacă o să fie corect, dacă o să vorbesc despre alegeri, fiindcă de acum azi alegerile s-au început. Eu mă adresez, fiindcă este așa ocazia alta, nu i-am căutat pe internet, nu pot găsi numărul redacției, telefon. Mâine... Sunt 25 de ani de când a decedat Iuri Tăbârț. Și noi avem și domnul Ion Tăbârț care îți vrea cu dânsul mă întâlnesc încă am niște materiale și nu pot să găsesc telefonul redacției dumneavoastră afară de telefonul forumului. Ajutați-mă cu un număr. Apoi eu o să fac legătură cu domnul Ion. Domnul Ion. Care Ion? Nu știu. Ion Tăbârț. Tăbârț. La Euro... 0 scris 0696. Da. 0696 130 pare mi se producătorul emisiunii domnului Ion Tăbărț. 0696 613 mai trebuie încă 0 și încă două cifre. Spuneți numărul dumneavoastră și revin eu cu napiul. 060 da. 195 da. 795 da. Adrianu Bălică. Eu am lucrat împreună cu jurnalistul Iuri Tăbârță și vreau să numai decât să mă întâlnesc la cimitirul central la repusatul Iuri Tăbârță. Eu o să vă formez eu. Mulțumesc mult. Da, eu vreau să adaug la întrebare că de ce vorbim de alegeri azi, că deja se votează. Prin hotărârea de guvern a României sunt două zile de tăcere, sâmbătă și duminică, sâmbătă începând cu ora 7. Azi e ultima zi, adică atât Vocea Basarabiei cât și Partidul Național Liberal este în cadrul legal de data asta. Da. Mai luăm un apel telefonic. Vă amintesc, dragii mei, invitatul emisiunii este Vlad Dare, președintele organizației PNL, filiala Republica Moldova, PNL, organizației seniori PNL, România, filiala Republicii Moldova. Vreau și eu așa mai repede să nu mănânc minute și secunde prețioase. Vă ascult!
Nu vă ascult pentru că ați plecat. Mai reveniți, mai depuneți un efort micuț. Da, vreau să spun că la ora 17, de că deja votase 3500 de oameni, eu cred că până la ora 9 în Moldova vreo 10.000 au votat. Clar că cei mai mulți vor vota sâmbătă și duminică, da. Și că zile întregi, lumea nu-i la lucru și eu cred că vom depăși cu brio o cifră de 60.000 care a fost. Sperăm. Da. Vorbiți. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Smolinski, bună seara, domnul Dare! Bună seara! Ion Călăraș! Da, domnul Ion Călăraș! Vreau să dau niște notițe în privința alegerilor în România. Chiar aseară am avut o discuție cu niște persoane despre alegeri care au cetățenie română. Așa. Și vă imaginați un lucru, că ei nici n-au idee cine se balotează, pentru cine se votează și așa mai departe. Și am spus, cum voi sunteți cetățeni și nu știți. Dar dacă nu s-a dus niciun lucru, nimic absolut, noi nu știm pentru cine să votăm. Of, Doamne, numai emisiunea Forum, peste o seară vorbeam de alegerile din România. Televiziunile românești permanent arată și recepționează. Mă întreabă pe mine, pentru cine să votăm noi? Dar eu le spun, zic că eu n-am cetățenie română, dar cât de cât știu cine se balotează și pentru cine. Da, asta e părerea mea personală. Dar eu să vă spun părerea mea personală și pe urmă, dacă ceva se întâmplă și nu câștigă oriceva, pe urmă să mă luați la roată pe mine și le-am spus, da, eu sunt 100% pentru domnul Ciucă, care merită să fie prim-ministru. Ei, dacă zici, mă, da, așa se face. Dar părerea lor care e domnul ministru? Și noi zicem așa. Ați fost inspirat. Da. Vă mulțumim mult, domnul Ion de Călăraș. Vă mulțumim dumneavoastră și vă mai așteptăm aici să participați la emisiunea. Mulțumesc frumos, la revedere! Vă mulțumesc mult, sănătate! Iată, poftim, vedeți? Partidele, filialele partidelor din România care au filiale, adică în Republica Moldova, nu structurate ca și în România. Acolo au primari, au consilieri, au organizații bine închegate. Aici noi avem o deosebire foarte clară. Noi nu participăm în locale, nu avem consilieri, nu avem primari, nu avem președinți de consilii județene, cu tot cu aparat, prefecți și oamenii n-au alt interes decât pur politic. Acolo este și un interes personal de a participa, de a candida și structurile se formează în jurul șefilor ăștia se formează. La noi mai mult din entuziasm, să nu credeți că avem salarii, că avem ceva, avem niște titluri care parc sună frumos, dar ca atare nu avem nimic, nici benzină, nici transport, nici nimic, dar facem și noi muncă de voluntariat. Este adevărat, dar trebuie să înțeleagă și privitorii și ascultătorii, trebuie să înțeleagă un lucru. Pe mine întotdeauna a fost la emisiunea Forum, ceva timp în urmă, ambasadorul României, Republica Moldova și tot discutam în cadrul emisiunii și la un moment dat domnul, excelența sa, domnul ambasador, parcă sfios, parcă rușinos, parcă era cu, zice, uite, da, este adevărat, noi ajutăm Republica Moldova și facem lucrul ăsta dezinteresat. Dar și basarabienii pot să spună un mulțumesc pentru ceea ce se întâmplă, pentru că a fost la o școală, nu știu unde, și când discutau despre reparația unei, nu, la grădiniți, despre reparația acestei grădiniți și cei din comuna dat spuneau, păi da, păi au reparat-o, sigur, dar au reparat-o rușii. Iată, poftim ce se întâmplă. E clar că ei trebuie să iei modelul american. Am văzut pe locuri, americanii fac obiectul la dezvelirea, deschiderea obiectului, întotdeauna vine ambasadorul sau cineva din ambasadă și nu vine până nu-i pus un placat mare în care scrie că acest obiectiv este construit din banii poporului american. Mi se pare normal. Pe drumuri care sunt construite de americani, drumul la Soroca, grădiniță. Eu, fiind primar la Soroceni, am gazificat și am
termoficat liceul, grădinița, casa de cultură și am pus frumos construit, obiectiv construit din banii poporului american. Așa se face. Așa e bine. Așa trebuie. Așa-i... Dar vă aduc, nu e nimeni pe fir. Vă mai duc un exemplu. Am avut o întâlnire mare PNL la Orhei. Orhei, chiar și ultimele rezultate la alegeri au demonstrat că partea sănătoasă, educată a Orheiilor există. Nu sunt vânduți cu șor. Ei merg și luptă și sunt unioniști majoritatea. Și toți început pe domnul Dupu să-l întreabă. Da, e cu indemnizațiile pentru copii, da, cu ajutorul, da, cu proiecte, da, cu asta. Mm-hmm. Bătrân iese de 80 și ceva de ani și spune, voi să vă supărați pe mine. Vreau să vă spun că România nu trebuie să ne ajute deloc. Și toți, dar de ce? Pentru că noi ne alentăm aici, că ne ajută și încă toți împotriva unirii. Dar dacă să ne lese vă 2-3 ani să murim de foame, făguța să ne unim. Să știți că poate e așa mai... Cam crâncen, cam crâncen, dar da, este și un adevăr aici. Există, așa suntem noi lăsători, din păcate, da, dar este și explicație. Eu vreau să vă spun că o trăsătură caracteristică pentru moldoveni, pentru basarabeni, este faptul că nu știu a mulțumi. Și nu e vorba numai de România, dar vorba chiar și relații interumane. Numai faci ceva, îi faci ceva lui, de exemplu, îl ajuți, da, și numai și auzi. Eu și singur îmi făceam, dar dacă nici nu mi-o trebuie, dar și asta e. Sau eu am niște cunoștințe care au împrumutat bani și pentru a noi întoarce s-au certat chipurile. Da. Și nu mai vorbesc de câțiva ani. Bun, măi, nu vorbești, dar duci întoarce bani. Da, nu, da. Când noi singuri, eu când eram la Universitatea de Stat, mi-amintesc, mai apropiau, băi, ajută pe unul, pe altul, un student, alt student, și puneam cuvânt. Sau veneau la seminarele mele și după aia venea și spune, ei, te tot știut. Păi bine, domnule, a știut, dar până a vorbi cu mine, de ce n-a știut? Clar. Avem un apel telefonic, facem haz de necaz, vorbiți. Vă ascultăm, nu vă auzim. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Domnul Smolnitski. Da. Am o întrebare a dumneavoastră la toți vizitatorii. Da. Eu sunt parapresent din Cantimir. Da. Cu 2 ani jumate în urmă am dat de parte de la cetățenie română. Încă cu 2 găgăuri. Deci ani de zile ce eu primit cetățenie, eu n-am primit-o. Când m-am dus în Germania, cu autobusul plin cu găgăul care votează pentru Rusia. Poftină bună ziua, spui, în limba română. Când m-am venit, am ajuns la poliția de frontieră, trebuie cu pașaporte românești, care nu știu nici bună ziua, spui, eu cu pașaport venezic. M-a dat jos poliția de frontieră și m-a întors înapoi să... Tehlizeu. Dimine care sunt român din viță, din viță. Cum vă răspund la asta întrebare? Da. Exact ce ți spuneai. Da, e dureros. Da. Dar statul român... Statul român... Vă mulțumesc pentru întrebare. Statul român are o lege în baza căreia să acordă cetățenia celor care sunt născuți în Basarabia, ori părinții și buniei au fost născuți în Basarabia, au fost născuți în România interbelică și părinții căruia sau buniei au fost cetățeni români. Și găgăuzii au fost cetățeni români și eu cred că dacă mai ținea România mare, nu era conflagrația asta mondială, cred că erau cetățeni buni azi și nu mai făceau șantajul ăsta rusesc acum, dar statul nu poate încălca legea. Legea e făcută pentru toți, indiferent de viziune politică, indiferent de etnie, e altceva, că dacă nu știu limba, iată, acolo este o condiție. Tristețea telespectatorului, așa am întrezărit eu, aceasta și este. El, cunoscător, vorbitor de limba română, eu știu, nu a obținut cetățenie. Hai să recunoaștem că de multe ori s-au făcut cu bani. S-au urgentat, mai bine zis, cu bani, că toți au dreptul să facă. Dar la unii face urgent, la unii mai puțin și sunt niște cărăuși aici care sunt îmbogățiți de acum pe asta, au relații acolo, se duc, repede rezolvă. Da. Vreau încă o dată să spun
că Adrian Dupu, actualul șef a departamentului pentru relațiile României cu Republica Moldova, candidatul nostru în Senatul României, care din partea diasporii, inclusiv din partea Moldovei, pregătește acum împreună cu experții o lege prin care cetățenia română va fi acordată basarabenilor maxim în timp de un an. Nu mai mult nici cu o zi. Maxim, dar probabil că și mult mai repede. Eu cred că odată cu intrarea în vigoare acestei legi, de acum vom răsufla ușurați. Evident că sunt care nici nu au avut chiar dreptul. Că acum, de exemplu, dacă ați privit cu atenție televiziunile românești, alaltă ieri, a fost depistat un grup care făcea cetățenie română la rușii din Moscova și la ucraineni, care cu toată compătimirea față de ei, cu toată solidaritatea cu ei, nu se dă cetățenie, nu se încadrau pur și simplu, știți, la cetățenie. Și se încalcă, dar clar că se încalcă pentru bani. Eu țin minte că la București, acolo unde fac pașapoarte, pe timpul lui Băsescu era Codruța Chiove și într-o zi eu arestat pe toți. Pe toți i-au dus de acolo. Și au trecut două zile și au venit toți la loc. Uftim. Și în, la consulatul nostru, eu mi-amintesc anii tot prin 2010, cam așa ceva, tot a fost. I-a ridicat pe toți. Credeam că se vor mișca lucrurile. Peste o lună mă uit, pentru că eram cu sediu acolo, când mă uit iarăși îi văd. Măi, da, luăm un apel telefonic, vorbiți. Alo? Da. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să pun o întrebare domnilor de la... Vocea Basarabia, emisiunea Forum, da. Vă ascultăm. Alo? Da, vorbiți, vă auzim. Da, bună seara. Bună seara. Da. Ce va se întâmplă pe fir? Vorbiți, doamnă sau domn. Da, vreau să vă mulțumesc din suflet în numele mai multor cetățeni ai Republicii Moldova care... Ceva dispare. Care dețin cetățenia română și este o onoare pentru noi. Și să vă mulțumesc că... Și să vă mulțumesc că ne amintiți că e foarte important, că e foarte important. Da, doamnă. Nu știu, hai, eu vă aud și îmi place ceea ce spuneți. E important Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal care brătienii l-au adus la, în România și noi știm de lucrul ăsta. Așa. Și ținem cont. Da, am înțeles. Da, vă mulțumesc. Ce cu... Am înțeles eu legătura. Gândul dumneavoastră. Deci... Eu vreau numai două cuvinte. Partidul Național Liberal împlinește la primăvară 150 de ani. Dinastia Brăteanu e considerată cea mai strălucită dinastie de politicieni din Europa. Brătienii au făcut, au cucerit independența României în 1877-1878. Au adus dinastia regală în țară. Au făcut Marea Unire din 1900, au făcut Mica Unire din 1859. Au făcut Marea Unire din 1918. Au făcut reforma agrară. Au elaborat prima constituție democratică, cea mai democratică la acel timp din Europa, Constituția din 1923 legată de brătieni. Și multe alte lucruri. Au modernizat, au industrializat România, au făcut din România, care era o țară medievală înapoiată, au făcut o țară modernă. Avem două apeluri. În 1937 România era pe locul 4 la capitolul dezvoltare economică în Europa. Leu românesc era convertibil când francul încă nu era convertibil. Luăm un apel telefonic, vorbiți. Alo. Da. Alo, bună seara, Vocea Basarabiei. Bună seara. Eu sunt de la Briceni, Lipcani. Da. Mai rar noi ajungem cu întrebările noastre.
Am un, o întrebare la domnul vorbitor. Domnul Darie. Da. Nepoțică mea plecată în România la, la Universitatea Ion Cuza, s-a găsit o dragoste și acum 7 ani de zile căsătorit acolo. Și nu își poate să facă pașaportul ăsta. Mm-hmm. Cum dumneavoastră puteți să o ajutați pe dumneavoastră? Am înțeles, deci, mulțumesc. Un partid nu poate individual să se ocupe cu perfectarea actelor, dar noi avem departamentul relațiilor României cu Republica Moldova, care tot nu se ocupă cu chestiile astea, dar într-un mod așa umanitar, voluntar, unele lucruri, pentru că este straniu, de 7 ani învață acolo, căsătorit însăși prin alianță, de acum ea trebuie să primească cetățenii, locuiește acolo. Ceva straniu. Cui să adreseze nepoții ca domnului? Dacă ea e căsătorită și cu acte în regulă, acolo trebuie să adreseze oficiului stării civile care cunoaște legea. Iași, și care, probabil. Da, oficiul stării civile din Iași, care știe cu brio că odată ce e căsătorită cu cetățean român, prin alianță, ea de acum devine și ea cetățean român și copiii ei care îi va avea să nască cetățeni români. Dumneavoastră, cel mai bine de la Lipcan, care ne-ați telefonat acum, ar fi foarte bine nepoțica dumneavoastră, telefoanele le aveți, să intervină, să vină într-o bună zi cu un apel telefonic la emisiunea, îndeosebi când emisiunea este pe temă liberă, așa zisă, și atunci discutăm cu doamna, cu nepoțica dumneavoastră și vedem care e problema. Da, mai avem un apel telefonic, vorbiți. Bună seara! Bună seara! Mă numesc, îmi spune Traian, Traian, numele Traian. Eu sunt născut, părinții născuți în România Mare, Buniei. Eu sunt născut în 42, când era România Mare. Deși nu dau la oameni aceștia cetățenie fără niciun document, doar în arhivă este. Trebuie să îmblu eu la 82 de ani să caut documente când m-am născut în România Mare, în 42. Da, mă rog înțeles. Să-mi răspundeți. Vă mulțumesc mult. Vreau să vă spun că cetățenia românii se acordă în baza unui articol din Constituție care prevede expres toți cei care sunt născuți în România sau sunt născuți din părinți, buniei, care au deținut cetățenia români, li se oferă acest pașaport, această cetățenie. Redobândire, se numește. E vorba de redobândire. Însă, ca orice chestie importantă când faci tu niște acte, treci timp și trebuie verificată. Ca ei să știi că tu, într-adevăr, ești născut din cutare, care au fost cetățeni români, trebuie să prezinți ceva. Eu înțeleg că e pierdere de timp la arhivele noastre. Păi, pe urmă, le legalizezi actele, le depui. În păcate, de fluxul ăsta prea mare de cetățeni doritori să obțină cetățenia română, s-au folosit anumiți funcționari, au tergiversat, de exemplu, eu care îmi părea că am relații, l-am rugat pe cineva, vezi că am 5 ani de acum și nu știu ce cu pașaportul meu. L-au găsit la arhivă, aruncat, nu știu unde, nu pașaportul, dar actele pentru redobândire. Și dacă nu era cunoscut ceala, poate mai stătea un 5 ani, dar poate și zi. Dar poate erau pierdute cu totul. De atâta, eu repet, aici trebuie făcută regulă. Domnul Adrian Dupu a lucrat aproape 5 ani în Republica Moldova, cunoaște absolut totul ce se întâmplă și cum. Nu degeaba el a avut acum câteva întâlniri cu noul șef a departamentului pentru perfectarea cetățeniei, pentru redobândire, și au pus la cale o nouă lege care să, în primul rând, trebuie să suplineze aparatul ăsta care se ocupă, că este imposibil 10 oameni să ocupe cu sutele de mii care vin să obțină cetățenie. Nu, dar din păcate, iată, îmi spune regia, noi înșim din timp. Da, am ieșit din timp. Dar 30 de secunde aveți pentru... Sigur.
a vă adresat telespectatorului și cu asta închinăm. Da, eu scurt spun, mă duceam, de acum se terminase Marea Adunare Națională de la 29 august 1991, istorica adunare, și mă duceam cu orhieienii care aveau cea mai mare coloană și mergeam pe jos până la Stăuceni. O coloană uriașă, capul era la Stăuceni, coada era la circ. Și într-un grup era un bătrân de 83 de ani, Moș Ion. Îl întreb, Moș Ion, ce așa chinuit? Nu ți-a plăcut? Ba, mi-a plăcut. Cum? Dacă ești așa de trist. Și mai înțelegi, eu sunt bătrân, o trebuie să stau acasă. Mă rod pantofii, când mi-a luat băiatul pantofii noi. Îți mă dor picioarele, am tensiune. Dar știi, am venit de atâta cât tare m-am temut ca să fim puțini. Vedeți, câtă responsabilitate, câtă integritate. Eu vă rog pe toți, toți cei care au votat și cu Maia Sandu acum și au votat la referendum, toți cei care simt românești, au pașaport românesc, să ducă mâini și poi mâini la votare, să voteze pentru Nicolae Ciucă la prezidențiale, să voteze pentru candidatul nostru la parlamentare, Adrian Dupu, care a făcut extraordinar de mult, practic, pentru toate satele, localitățile Republicii Moldova, și să știți că nu veți greși, pentru că Grigore Vieru avea o vorbă: ce noroc să fii român. Dar eu aș fi, vă spun, ce noroc să fii liberal sau să votez cu liberalii. Eu vă doresc mult noroc. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune, pentru cuvinte calde spuse și la adresa României, dar și la adresa Basarabiei. Și vocii Basarabiei. Și vocii Basarabiei, de-am nici nu mai vorbesc. Acestea fiind spuse, mulțumindu-vă mult, împreună cu dumneavoastră le dorim privitorilor și ascultătorilor pace, liniște în casele domniilor lor. Îi îndemnăm să participe la alegeri și le spunem pe curând. Deșteaptă. Emisiune realizată în cadrul proiectului de la Experiența Europeană a României la drumul Republicii Moldova, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestei emisiuni nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.